Despre bomba bugetară vorbim acum, despre cum lui Marcel Ciolacu i-a zburat porumbelul și ne-a spus că e posibil ca la sfârșitul anului să avem un deficit bugetar de 8%, cu mult peste înțelegerea cu Comisia Europeană. Tot Marcel Ciolacu ne spune că există în desfășurare o negociere, o discuție cu Comisia Europeană, în așa fel încât România să primească o nouă păsuire, de fapt o nouă înțelegere pentru eșalonarea reducerii deficitului bugetar. Cum se va întâmpla asta? Toată lumea vrea să știe cum se va întâmpla. Ce taxe și impozite vor fi majorate? Și acum vin promisiunile. Marcel Ciolacu bagă mâna în foc că nu va majora taxa pe valoare adăugată în 2025. E principala îngrijorare a mediului de afaceri. Ok, înseamnă că va fi modificat impozitul pe venit. Există un scenariu despre care se tot vorbește. 16% bază și de la 16% în plus, pentru noi toți, asta înseamnă o reducere a veniturilor tuturor. Pentru că e vorba despre o majorare de la 10 la 16 și după aceea în tranșe pentru veniturile din ce în ce mai mari, peste 16%. Intră în scenă ministrul finanțelor Lili Ruse. Ministrul finanțelor probabil chiar voia să spună ceva, nu l-a întrebat nimeni și atunci a scris pe Facebook. Și ministrul finanțelor ne lămurește că așteptăm minune. Pentru că Marcel Boloș spune așa: nu s-au purtat niciun fel de discuții pentru ca impozitul pe venit să crească la 16% și nici pentru creșterea taxei pe valoare adăugată începând cu 2025. Comisia Europeană, țineți-vă bine, Comisia Europeană nu a dat un verdict pe planul de ajustare a deficitului pentru că noi nu am prezentat încă niciun astfel de plan. Logic, nu? Punct. Este magistral. Logic. Este magistral. Logic. Nu ai cum. Mai bine de atât, nu se poate. No, pentru no. că în momentul în care nu muncești, nu greșești. Este foarte simplu. Ce să lace să se opună Comisia câtă vreme actualul guvern n-a făcut nimic? Ma, dincolo de ironiile la adresa lui Boloș, deja ne-am obișnuit cu toții cu ele și cu comportamentul bizar de multe ori al ministrului, rămâne totuși un fapt. Acest guvern trebuie să trimită Comisiei în luna octombrie planul acesta de ajustare a deficitului bugetar. Și acolo va trebui să scrie cum reduce guvernul României deficitul bugetar. Și vom vedea. Scrie acolo că va crește TVA, scrie acolo că va crește impozitul pe venit, scrie acolo de majorarea, mai știu, oricăror taxe. E, asta vine fix, da, fix în mijlocul pregătirilor pentru prezidențiale. Cine va deconta, cine va scoate aceste castane cu mânuța proprie? Marcel Ciolacu. De-aia îl cred foarte tare pe Marcel Boloș când spune, n-a zis, nu s-a opus comisia că n-am trimis nimic, pentru că acest guvern, pariez că nu va trimite absolut nimic până la alegerile prezidențiale, nu va trimite niciun document la Bruxelles, nu are cum să trimită. Repet, în mijlocul campaniei pentru prezidențiale. Foarte târziu. O să fie foarte târziu. Îngrozitor de târziu. Probabil că o să negocieze, că asta cred că se referă Marcel Ciolacu, probabil că o să negocieze cu comisia, cu președinta comisiei, să trimite mai târziu acest document astfel încât să nu fie afectate alegerile. Nu e prima dată când comisia închide ochii la situația din România și cred că aici vor căuta să găsească înțelegerile. Dar una peste alta, tot ne fură nouă căciula, că nu și-o fură lor. Nu vor trimite documentul în octombrie, îl vor trimite în decembrie. Dar rezultatul va fi același. De undeva trebuie să reducă deficitul. De undeva trebuie să ia niște bani. Trebuie să ia niște bani. Și nu puțini, pentru că deficitul tot crește. Încă o informație pentru telespectatorii noștri pe care ne oferă. Până acum era pe surse, dar uite ce bun e mesajul ăsta al ministrului Boloș, că ne confirmă. Ce vrea să știe Comisia Europeană de la București pentru a începe discuțiile despre o eventuală nouă eșalonare, pe 7 ani ne-am dori, a reducerii deficitului? Primul punct, și asta spune tot, Comisia Europeană vrea o analiză în detaliu privind sistemul de cheltuieli publice. Pe ce cheltuie banii Guvernul României? Asta vrea să știe Comisia Europeană. Ceea ce este foarte grav este că Guvernul României angajează din ce în ce mai multe cheltuieli structurale. Adică nu numai de conjunctură, dar cheltuieli care rămân pentru tot timpul. N-ai ce să le mai faci. Mărești aparatul bugetar, mărești salariile, mărești pensiile, mărești anvelopa socială. N-ai cum să mai vii după aia să mai le reduci.
Și aici e marea problemă. Vestea proastă e pentru domnul Ciolacu este că în mandatul său de la 1 ianuarie până în mai, deci în primele 5 luni ale anului, datoria publică a României a crescut cu 5,6 miliarde de euro. Și continuă să crească în mod galopant. Deci numai că crește deficitul bugetar, normal crește și datoria ca să acoperim deficitul bugetar și a treia veste foarte proastă, explodează și deficitul comercial al României. Și pentru prima dată, probabil în ultimii 15 ani, începe să scadă, să nu mai producă atât de mult nici măcar sectorul serviciilor în România. Eram obișnuiți ca sectorul serviciilor, IT-ul și așa mai departe, să ducă o parte din această povară legată de balanța comercială a României, adică să aducă mult mai mulți bani în țară. Ei au început să gâfâie și pentru prima dată în ultimele luni au început să scadă. Și excedentul pe care îl producea sectorul serviciilor în România scade. Așa ceva nu s-a mai întâmplat de foarte, foarte mult timp. Deci toate semnele sunt extrem de îngrijorătoare, pentru că dacă scad sectoarele economice care îți produceau, mai vorbind de industrie, care oricum este în declin, de unde mai scoți tu banii suplimentari ca să acoperi și deficitele actuale, să reduci, să intri în programul ăla, să vei avea nevoie de mai mulți bani, nu la buget, ca să spui, uite, de la deficitul ăsta îl scădem în 3 ani, în 5 ani, în 7 ani, cât spune, la 3% atât cât s-a angajat România. Sigur. Deci veștile proaste sunt de peste tot și se pare că singurul pai de care se agață este data alegerilor, să facem o dată alegeri, să trecem peste acest hop și pe urmă o să plouă cu ele. O să plouă. Nu plouă, acum e secetă în România sau, mă rog, sunt și ploi, dar din astea torențiale periculoase, dar la anul va ploua cu facturi. Pur și simplu în buzunarele oricui va trebui să iau măsură, să spună. Pentru că nu mai poate să acopere acest deficit, este evident. Avem o informație nouă acum, un atac cu armă albă în centrul Parisului. Imaginile sunt în direct, le vedeți imediat. Un bărbat de 27 de ani a atacat un polițist pe Champs-Élysées cu cuțitul. Polițistul a fost rănit la o ureche. Agresorul este în stare gravă după ce a fost împușcat de un alt om al legii. Poliția fusese chemată să-l scoată pe bărbat dintr-un magazin de lux de pe Champs-Élysées, avea un cuțit în mână, a făcut scandal. Când a văzut că vine poliția, bărbatul a fugit cu agenții pe urmele lui. La un moment dat s-a întors, a dat cu cuțitul și l-a lovit pe unul dintre polițiști. E un eveniment în desfășurare, vrem să știm care sunt consecințele, în ce stare de sănătate se află acest polițist rănit. După o scurtă pauză revenim la discuția despre bugetul României și miracolul pe care îl așteaptă probabil ministrul finanțelor Marcel Ciolacu, pentru că niciunul nu vorbește despre cum vor obține mai mulți bani, pentru că nu e momentul, vin alegerile, dar ce ne așteaptă? După pauză rămâneți cu noi. Celor practic ne dă ideea, ne lasă să credem că are cheia, că are o soluție minune, pentru că practic reducerea deficitului bugetar nu va veni pe mâna majorării TVA-ului și nici pe mâna modificării impozitului pe venit. Probabil că există o altă soluție. Minune. Situația fiind, a fost descrisă foarte bine aici, mai mult decât complicată și suntem în ceasul al 12-lea și mai avem de așteptat până în decembrie. După care vor veni în cascadă veștile proaste. Adăugăm o declarație stranie, sau poate vi se va părea altfel, pe care o face în deschiderea ședinței de guvern de astăzi, Marcel Ciolacu. Context. Ministrul Energiei, în mai multe rânduri, ultima oară aseară, chiar aici în studio, ne spune sub nicio formă nu ne aflăm în pericolul unui blackout, a unei pene generale de curent în România. Oricât de cald ar fi, oricât de mult ar crește consumul de electricitate, pentru că în zilele astea de vârf de sarcină, consumul a crescut cu între 30 și 40% față de o zi normală de vară. Și nu suntem deloc în zona roșie de pericol, deci consumul ar putea să mai crească și nu va fi niciodată niciun pericol. În aceste condiții, astăzi Marcel Ciolacu, în deschiderea ședinței de guvern, spune: începem cu situația din energie, lucrurile nu arată prea bine. În această săptămână am stat de vorbă periodic cu ministrul energiei, care a fost extrem de activ. Cum adică nu arată deloc bine? Tocmai s-a terminat codul roșu.
Tocmai am trecut peste vârful de sarcină. Păi, dar de ce s-a oprit vara? Va mai fi, nu? Bănuiesc că da. E real sau... Unul dintre ei nu are... dintre ei minte. Hai să spunem cinstit, unul dintre ei minte. Ori ministrul energiei prezintă alte date premierului și cu alte date vine public, ori Marcel Ciolacu umflă această o realitate punând accent mai mult pe pericol. Pentru că are nevoie să arate populației că face ceva. Hai să ne uităm un pic. Ce-a făcut guvernul în ultimele, dinainte de alegerile locale? În afară de ordonanța asta cu bucluc antidrog, a făcut ceva concret acest guvern? Nu. Realist, nu va mai face absolut nimic până la alegeri. De frica de a nu greși și pentru că deja susținerea politică în apropiere de alegeri începe să scadă, mai ales datorită din cauza conflictului între PSD și PNL legat de prezidențial. Și atunci Marcel Ciolacu trebuie să mimeze activitatea de premier, de mână forte, de prim-ministru care e atent la absolut toate problemele și nu doar că le identifică, dar pregătește din timp soluții. În realitate, repet, unul dintre ei nu spune adevărul. Tind să cred că totuși ministrul energiei nu se joacă cu așa ceva, nu poate apărea să ne spună nouă tuturor că nu va fi, că pană, nu va fi pană. Pentru că poate să fie. Poate să fie. Mâine vine iar, o pană. După cum s-a văzut foarte bine, domnul Burduja este mare iubitor de funcții politice, de funcții guvernamentale și bănuiesc că dorește să-și păstreze și să-și continue cariera politică. Cred că în cazul lui Marcel Ciolacu, pentru că nici la Marcel Ciolacu nu avem o afirmație fermă. Ce ne spune? Sunt îngrijorat. Ce te îngrijorează? Spune-ne exact care e problema. Nu e normal să-ți pregătești populația? Stimați cetățeni, există pericolul să rămâneți fără curent. Dați aparatele de aer condiționat pe o temperatură rezonabilă. Faceți cum a zis Burduja, nu mai spălați la seara sau și așa mai departe. Domnul Ciolacu doar evocă un pericol, un potențial pericol. Lucrurile nu arată prea bine. Și atunci când nu se va produce acest pericol, o să spună: eu am făcut asta pentru că am fost vigilent. De-aia n-ați avut blackout în România, pentru că eu am avut grijă. Cum interpretați, niciun pericol. Cum interpretați, Dan Jurcan, această declarație? Nouă ni se pare stranie, am explicat aici contextul. Cum vi se pare dumneavoastră? Domnul Ciolacu identifică probleme, identifică vinovați și întotdeauna oferă soluții. Adevărul e că a știut în ultimii ani să plutească așa pe valurile crizelor și să fie și la putere și în opoziție. Nu uitați că atunci când au crescut, de exemplu, prețurile la energie, vinovatul principal a fost ministrul Popescu, care era ministrul liberal. Liberalii au scăzut pe fondul acelui scandal aproape 5-6% atunci în intențiile de vot. Când s-a pus problema alegerilor comasate, o criză creată în ultima instanță de liderii politici. În luna septembrie, dacă facem sau nu facem prezidențiale, domnul Ciolacu a venit și a găsit soluția. Veniți la consultație, gata, am decis, rezolvăm problema. Acum, dacă se discută, de exemplu, de creșterea taxelor, dânsul vine și spune: numărim taxele în 2025. De la 1 ianuarie, dar o să luăm o decizie de mărire a taxelor care va produce efecte în anul următor. Dacă e vinovat cineva de acel plan care trebuie prezentat la Comisia Europeană, păi Boloș l-a făcut, e ministrul liberal. Acum, dacă apare o anumită criză, dacă e posibil să asistăm la un blackout, domnule, am adus comitetul, am discutat, dar uitați, ministrul liberal nu a avut soluții. Deci știe să plutească pe valurile crizei destul de bine și să iasă, nu neapărat câștigător, dar să puncteze. Cred că aceasta este strategia. Pe de altă parte, ok, își poate proba, să zicem, calitățile de lider aici, pe plaiurile neolitice, dar în același timp, acest tip de atitudine deturnează atenția, aș spune, de la marile probleme. Și domnul Ionice spunea foarte clar, datoria externă, deficitul bugetar, faptul că nouă ne cresc cheltuierile, dar statul vorbește de deficit bugetar, dar nu are nicio strategie de reducere a cheltuierilor. Vorbim tot timpul de digitalizare, vedem cum în bănci, în supermarketuri se reduce personalul, iar noi am ajuns de la 850.000 în 2008, acum la 1,3 milioane de bugetari. Deci sunt probleme serioase despre care nu se discută la modul serios, pentru că apar astfel de petarde comunicaționale în spațiu public.
preluate și de presă și atunci suntem atenți la astfel de evenimente, nu la, să zicem, problemele structurale ale guvernării care ar trebui discutate acum în prag de alegeri parlamentare și prezidențiale. Ieri o întâlnire de urgență a Ministrului Energiei cu marile companii din domeniu în care au vorbit despre spațiul de stocare pentru electricitatea fotovoltaică acum, în plină vară. Astăzi, la ședința de guvern, ne spune prim-ministru că mâine la ora 9 are o reuniune de urgență cu specialiștii în energie. E amuzant. E amuzant? Da. Pare că e o criză. Nu, e amuzant. E o distracție. Oamenii ăștia s-au întrunit și au descoperit roata. Și acum se minunează. Ce pot să facă ei cu roata? La ce pot să folosească roata? Pentru că de ce România nu este în blackout? Pentru că e activ domnul Burdujea? Pentru că nu doarme seara domnul Ciolacu? Nu, vă anunț pe cifre. Pentru că importă 20% din energia pe care o consumă. Asta este realitatea. De-aia nu se sting becurile în România, pentru că 20% din energie, cel puțin la ora 8, acum o oră, nu? Producția era, consum era 2300 de megawatți, iar producția de 6700, importam 1600. Deci despre ce vorbim? Au descoperit roata. De ce nu e curent în România suficient? Pentru că nu există niște generatoare, niște turbine, alea care se învârtesc și produc curent electric. Domnul Ciolacu, îți trebuie un generator, o turbină care învârte un generator care trimite curent în rețea. Asta e tot. Dacă nu ai turbina, dacă n-ai generatorul, n-ai curent. E simplu. Și atunci te uiți și spui că ești activ sau că nu dormi noaptea, că ești îngrijorat. Păi de ce să fii îngrijorat când n-ai o centrală nouă în România de 35 de ani? Nu ai! N-a făcut, putea să facă domnul Ciolacu în 2 ani de zile de când e premier. Hai să fim serios. E o centrală la Iernut. Cred că discutăm de ea de 15 ani. Sigur. Fiecare, da? Ministru ne spune că... Că se termină mâine. Exact. Mâine se termină. Imediat. Singura care este cea de la Braz, nouă, făcută pe gaz de Petrom. Atât s-a făcut în România. Aia, nu știu când o vor termina. În secolul următor, când o să apară iar mamuții lânoși în România, care au dispărut și poate s-a schimbat clima, poate să schimbă din nou și vin ăia pletoși, nu lânoși. Nu știu, e o stupizenie de prima clasă. Cum vrei să ai dezvoltare într-o țară în care tu nu construiești resurse de curent electric? Hidro produce la maximum, nu e vânt, că așa e pe caniculă, nu bate vântul, soare ai doar ziua, noaptea poate au aflat și domnul Burdujea și domnul Ciolacu că noaptea nu e soare, și din cauza asta fotovoltaicile nu produc și vin acum că să-mi spună că să stocăm energie. Da. În ce secol? Peste câte sute de ani vom stoca energia asta? Să cumpere niște baterii. Doamne, deci acum caută să dea drumul la fiecare căzănel cu cărbune. Dacă a găsit la cineva un boiler cu cărbune, spune mai bagă cărbun pe foc să mai facem și noi curent. De ecran sunt cifrele 2 megawatt. Despre care vorbeam mai devreme Ion Meoniță. În prima coloană este consumul. În a doua coloană vedeți cât produce România, diferența o importăm. O importăm și la prețuri foarte mari, pentru că energie spot, o cumperi pe piața foarte rapidă și atunci contractele explodează. Foarte interesantă deci, reacția Greciei. Pe lângă deficitele care pe care le avem. Că îi destabilizează sistemul energetic național, pentru că brusc seara trage toată energia. Cantități foarte mari. Exact. Deci grija domnului Ciolacu se transferă și în Grecia. Iar domnul Ciolacu care destabilizează... să se roage să nu cadă vreo rețea din asta. Pentru că nici acolo nu stăm foarte bine. Sunt toate, deci e ca termoficarea în București, domnule. Toți, mamă, de ce n-avem căldură? Păi da, n-avem, că nu mai există țevi în subteran, au crăpat toate. Și nu o să avem căldură. 3 minute mai avem și am o întrebare politică. Sunt foarte curios cum se vor deconta toate poveștile astea. Probabil, vara e abia la început. Sau mă rog, suntem pe 15 iulie. Mai avem o lună și jumătate și după aia toată lumea se va gândi la prezidențiale. Întrebarea politică este, vor rămâne împreună cele două partide în vederea prezidențialelor la guvernare? Pentru că sunt sigur că la un moment dat vor vrea să scape de costul guvernării. Lili Rusu. Vor rămâne împreună. Vor rămâne împreună. Cine se iasă de la guvernare? Cine iese de la guvernare pierde alegerile.
trebuie ca primarii să rămână în continuare și de la PSD și de la PNL. Nu faceți la bugetul statului, primarii, inclusiv la aceste alegeri, vor conta la prezidențiale și la parlamentare, vor conta foarte mult. Nimeni nu are niciun fel de interes să rupă în acest moment guvernarea. Politic, sigur, ai putea să spune că fiecare dintre cele două partide vrea să se definească. Dar nu va fi o ruptură, pentru că nimeni nu are interesul să o rămân împreună. Sigur, rămân împreună. E singura, adică, în ciuda tuturor acestor probleme, este singura modalitate de a asigura o conducere în România. Noi discutăm și vorbim de toate lucrurile astea și e corect, așa trebuie. Dar ce formulă ai acum, în două luni de zile? Ce ar schimba în bine să ai o ruptură și să ai un haos total în România? Nici pe curentul ăsta nu ne-am mai bazat, care vine din import, că n-ar avea cine să-l plătească și pe-l. Și încât nu există altă soluție politică în acest moment. Dan Jurcan, rămân împreună? Categorii rămân de dragul stabilității în actualul context internațional, dar există și efecte secundare. Faptul că nu avem o alternanță stânga în dreapta la guvernare nu e sănătos, în special pentru economie, cum se întâmplă, de exemplu, în Statele Unite, când ai republicanii, ai democrații, unii măresc taxele și au cheltuieli sociale, iar alții încurajează mediul de afaceri. La noi e o guvernare, să spunem, care alunecă foarte mult spre centru, dar presiunea cea mare cade pe mediul de afaceri. Se vede și cât de video de în curând, probabil în anul viitor, vom asista și la o criză economică majoră.